Locuitorii din comuna Doljeană, Valea Stanciului, se bucură de primul sistem de irigații modern din zonă. Autoritățile locale nu se opresc aici și intenționează ca, prin proiectele pe care doresc să le implementeze pe viitor, apa să fie ultima grijă a fermierilor. Localitatea Valea Stanciului, situată pe malul drept al Jiului, a beneficiat până în anii 90 de un sistem de irigații care acopera necesarul de apă din zonă. Însă, de mai bine de 20 de ani, din cauza condițiilor climatice și a lipsei de apă, agricultura a avut de suferit, iar randamentul fermierilor a fost și el afectat. Primăria a implementat deja primul plan de reabilitare a aducțiunii de apă din râul care străbate comuna. De asemenea, pe viitor, edilul își dorește să readucă sistemul de irigații la starea inițială prin utilizarea unor tehnologii noi care să conducă la o mai bună eficiență. Am încurajat investițiile în irigații pentru că sunt absolut necesare. Chiar dacă clima ne ajută și terenul este foarte bun, acest ajutor al irigațiilor ne aduce să realizăm producții foarte, foarte mari. Deja s-a finalizat un proiect în localitate. Urmează un al doilea proiect pe care noi, Primăria Valea Stanciului, îl susținem și din acest proiect vor beneficia atât mari agricultori cât și mici agricultori, dar și crescătorii de animale, pentru că și pășunile vara sunt pârjolite de soare și aducerea apei din râul Jiu va fi cu costuri foarte mici, deoarece vechiul sistem trebuia să împingă apa din Dunăre cu costuri foarte mari. Intențiile primarului au fost dezvăluite în cadrul evenimentului organizat de antreprenorești.ro, inițiativă care își propune să creeze strategii viabile de dezvoltare pentru mai multe comune din țara noastră. Cum se trezește la viață satul românesc? Simplu, printr-o platformă digitală dedicată mediului rural. Proiectul Adoptă un sat își propune crearea unor strategii de dezvoltare pentru mai multe comune din țara noastră. Dacă locuiești la țară și ai o idee de afacere, platforma antreprenorești.ro este locul tău. Aceasta își propune să producă rezultate palpabile și de viitor în comunitățile rurale din România.